Ce faceți, oameni dragi? Bine ați revenit la un nou clip aici pe canal. Vreau să filmez pentru voi astăzi un vlog așa mai relaxant. Să vorbim despre câteva lucruri care mi-au plăcut și încă îmi plac în această primăvară care este aproape pe sfârșite. Mă vedeți așa îmbrăcată, primăvara aproape pe sfârșite. Am avut și noi câteva zile de căldură aici, dar și-a revenit vremea la normal și sunt vreo 17 grade. Mi este un pic frig și sunt tentată să dau drumul la centrală. Dar am zis hai să-mi pun un pullover un pic mai grosuț pe mine și să ignor centrala. Să vedem la noapte când o să fie un pic mai răcoare. Am să încerc să dau volumul cât mai tare din aplicația de editat, pentru că vocea mea este vraiște momentan. Abia reușesc să vorbesc, dar chiar și așa nu vreau să ratez această zi. Cu toate că am în fața mea o săptămână destul de stresantă psihic pentru mine, nu vreau să intru în foarte multe detalii pentru că sunt o anxioasă, paranoică. Trebuie să mă duc să fac o groază de analize, dar mă rog, asta este alt subiect și este un subiect foarte stresant pentru mine, așa că încerc să-mi canalizez mintea pe alte lucruri. Sper din suflet că acest clip să apară joi. Chiar sper să apară joi, sper să nu îmi joace mintea feste din nou și să nu fiu în stare să mă ocup de ceea ce trebuie. Din păcate este o luptă între mine și mintea mea de multe ori, așa că da. Trecând peste această introducere, care nu știu dacă are rostul sau nu, mă rog, nu mai contează. Vreau să vă prezint astăzi favoritele mele din ultima vreme, din ultimele luni, în special din primăvară, pentru că câteva din aceste produse, să știți, chiar le-am descoperit la începutul primăverii. Câteva sunt descoperite de multă vreme, dar vreau să vi le prezint pentru că nu am apucat să vi le arăt până acum. Am să vă arăt și chestiile astea de beauty, skincare, make-up, am pe aici. Vreau să vă arăt și niște ceaiuri, parfum. Două parfumuri, cu toate că vi le-am mai arătat, dar vreau să vi le arăt din nou. Am zis că o să fac și o mențiune la un serial ce o să apară chiar odată cu acest clip. Nu știu dacă o să uite cineva la acest clip în ziua în care o să apară și serialul. Eu cel puțin știu sigur ce o să fac joi seară. Dar asta este alt subiect. Mi-am luat aici o cafea caldă ca să mă mai ajute cu gâtul acesta. Haideți să începem cu produsele, să nu ne mai lungim. Cu ce să încep? Hai să încep cu produsele de îngrijire. Și anume o să încep cu această cremă de față pe care o am de câteva luni deja. Ca să fac o mică paranteză. Mi-am cumpărat acum câteva luni, mi-am cumpărat produse de îngrijire coreene pe care nici nu prea am apucat să le folosesc. Am început să le folosesc câteva dintre ele, dar problema este că tenul meu a luat-o razna, rău de tot, și nu este de la produse de make-up, nu este la skincare, pur și simplu este ceva din interior, de aceea și analizele, dar da, tenul meu este vraiște, de aceea nu am apucat să testez ca lumea acele produse. Când am văzut că tenul a început să-mi ia razna rău de tot, m-am oprit la foarte puține produse de skincare și de make-up, folosesc aceleași lucruri constant ca să fiu sigură că nu îmi face și mai mult rău, adică încerc să evit orice lucru care mi-ar putea provoca și mai multe coșuri. Am folosit numai și numai această cremă de față, nu am folosit niciun alt ser, niciun toner, nimic, nimic. Un gel de curățare, această cremă și când aveam tenul foarte, foarte uscat, foloseam Cicaplastul de la La Roche-Posay. Dar aceasta a fost cea mai folosită cremă, după cum vedeți, mai am foarte puțin și o termin și am să o recumpăr. Este o cremă care mi-a plăcut super mult de când am descoperit-o. Cred că prin iarnă am descoperit-o și m-am îndrăgostit de ea. Este o cremă foarte lejeră. Dacă știți, este crema clasică de la Embiolist, numai că aceasta este varianta senzitivă pentru piele sensibile, care are mai puține ingrediente ce ar putea supăra un ten sensibil. Și plus că nu are parfum aceasta, din fericire. Căutam o cremă de față, nu știam ce să mai încerc și am văzut-o pe aceasta la sugestii pe Loc Fantastic și am comandat-o. Singurul defect la această cremă este că are un miros ciudățel. La început, cel puțin primele două aplicări, mi s-a părut destul de supărător mirosul, cu toate că nu are un miros de parfum, are un miros de ceva, nu știu, farmaceutic, care nu prea mă dă pe spate, dar să știți că nu persistă, adică am aplicat crema pe față, o simțeam 2-3 minute și pe urmă se ducea mirosul, așa că am trecut cu vederea, acum nici nu mai simt mirosul acestei creme, sinceră să fiu, dar îmi place că hidratează super bine tenul, pot să o folosesc și seara și dimineața, mai ales sub machiaj, se vede foarte frumos, îmi pierd vocea, se vede foarte frumos și sub fondul de ten. Știu că cei care sunt în domeniul de make-up, mulți dintre ei folosesc această cremă, mă rog, în varianta originală o folosesc sub fondul de ten pentru că se aplică foarte frumos apoi toate lucrurile de bază, fond de ten, concealer și așa mai departe. Într-adevăr, așa este,
Deci nu am nicio treabă să o folosesc și sub fonduri de ten. Este foarte, foarte mișto această cremă și își merită banii, sinceră să fiu. Cred că tot pe ea o să o cumpăr, mai ales că am zis, vreau să folosesc constant aceleași produse momentan până mi se rezolvă toată problema. Așa că, da, Embryolisse, această cremă minunată. Dacă nu v-ați îmbăcat bine cu varianta originală, încercați această variantă senzitiv, pentru că mi se pare mult, mult mai bună. Am avut și crema normală. A fost ok, dar pe mine mă cam deranja parfumul din ea și câteodată putea să fie puțin prea iritantă pentru tenul meu. Dar nu este cazul acesteia, sub nicio formă. Vreau să vă arăt următorul produs de îngrijire. Nu știu dacă am apucat să vă vorbesc. Este un produs pe care l-am descoperit în vară anul trecut și de atunci îl cumpăr în continuu. Deci mă obsedează acest produs. Este un ulei de corp de la Aveeno și se numește Skin Relief. Mai am foarte puțin din acesta. Cred că este a patra sticluță de anul trecut. Într-adevăr, pe timpul iernii nu l-am folosit atât de mult pe cât l-am folosit vara, primăvara. Iar n-am preferat să folosesc ceva mult, mult mai gras, mult mai consistent. Mi se pare cel mai bun ulei de corp pe care l-am încercat vreodată. În primul rând, are un miros, deci vine să-l mănânci. Este atât de plăcut. Este pentru piele foarte uscată și piele sensibilă, deci chiar am o piele sensibilă, nu numai tenul este sensibil, dar toată pielea, toată suprafața pielii mele este sensibilă, exagerat de sensibilă și nu mi-a provocat niciun coș, nicio iritație, nimic, nimic. Deci nu am avut probleme cu acest produs din punctul acesta de vedere. Hidratează super bine și când vreau să am pielea și mai strălucitoare și mai hidratată, folosesc acest produs imediat după ce ies din baie, din duș, și apoi vin cu o cremă hidratantă. Nu contează ce fel de cremă hidratantă aveți, eu o folosesc pe aceasta pe care am cumpărat-o pentru micuță, dar o folosesc și eu. Am la Roche-Posay Lip Picard. Mă rog, asta este neimportant. Ideea este că folosesc imediat după o cremă hidratantă. Nu la toate aplicările, clar, dar vara cel puțin, mă rog, când avem și noi zile de căldură sau... Na. Folosesc fiecare dimineață după duș, pentru că îmi face pielea foarte strălucitoare, o hidratează. Da, aspectul acela de, nu știu, sănătos, de luminos. Îmi place, chiar îmi place la nebunie acest produs. Numai că ți oferă o piele foarte hidratată și luminoasă, dar are și mirosul acesta foarte, foarte plăcut, gurmand. Miroase a ceva pe care îți vine să-l mănânci. Și după ce l-aplec pe acesta, mai vine și cu un spray de corp ceva, tot cu un miros gurmand. Este demențial. Este efectiv demențial. Vă recomand din tot sufletul acest produs. Este ceva... După ce l-am descoperit, l-am văzut și eu la o tipă pe TikTok și am zis, hai mă să-l cumpăr. Nu regret nicio clipă. De când l-am văzut în recomandarea aceea pe TikTok, îl cumpăr într-una. Dacă tot suntem la uleiuri, hai să vorbesc despre un ulei de păr descoperit. Destul de recent, la începutul primăverii l-am descoperit pe acesta, mi se termina uleiul de păr și am descoperit că l-am pe acesta în casă. Într-o zi în care a fost ticlosul la cumpărături, a făcut el mai multe cumpărături și mi-a luat și mie un ulei de păr. Cu toate că nu i-am zis treaba asta, mi-a venit cu acest ulei de păr acasă. Nu am fost foarte impresionată, sinceră să fiu, pentru că eu știam în cap ce vreau să încerc, ce uleiuri îmi plac și așa mai departe. Și l-am lăsat acolo, sinceră să fiu, un dulap. Nu l-am deschis. Cred că vreo lună l-am deschis. Și cum mi s-a terminat uleiul de păr pe care l-aveam la momentul respectiv, am zis, hai măi, să-l încerc pe acesta, că l-am în casă, ce să fac pe el? Măi, deci cred că este cel mai bun ulei de păr pe care l-am încercat vreodată. Am încercat Kerastase. Două variante de la Kerastase. Am încercat Moroccan Oil, am încercat Olaplex. Nici nu mai știu câte am încercat, deci am încercat foarte multe și în majoritatea pe care l-am încercat au fost din acestea profesionale și așa mai departe. Vă zic sincer, niciunul din acele uleiuri nu se compară cu acesta. Din uleiurile acelea mai scumpe pe care le-am încercat, cel mai mi-a plăcut Kerastase, acela auriu. Acela mi s-a părut cel mai bun, dar acesta mi se pare foarte comparabil cu cel de la Kerastase, poate chiar un pic mai bun. În primul și în primul rând, are multe ingrediente bune. Nici nu am cuvinte, îmi lasă părul atât de luminos și mătăsos. Poți să-l folosești și înainte de duș, înainte să te speli pe cap, să-l dai într-o cantitate mai mare, pentru că are și ulei de cocos în el. Poți să-l folosești și pe părul rud, dar și pe părul uscat. Chiar este o investiție super bună, mă rog, o investiție. Nici măcar nu este atât de scump cât celelalte de la Kerastase și așa mai departe. Cred că este un pic mai scump totuși față de uleiurile pe care le găsești în mod normal în magazine, în supermarket și așa mai departe. Dar credeți-mă că merită toți banii. Dacă nu știți ce ulei de păr să vă cumpărați și vă bate gândul să vă luați Kerastase sau mai știu ce alte uleiuri de genul, nu vă dați banii pe acele produse și încercați-l pe acesta. Efectiv, încercați-l pe acesta. Mergeți pe încredere, sper să vă nimeresc. Dar vă zice un om care a testat multe uleiuri de păr, acesta chiar raportul calitate-preț
mi se pare cel mai bun. Haideți să vă arăt ce make-up am aici pe listă. Am 4 produse de make-up și apoi vreau să vă arăt parfumurile, ceaiul. Haideți să încep cu ăsta. Este un blush cremă de la MAC care se numește Glow Play Blush. Da, se numește Glow Play Blush. Ok. Eu am varianta Blush Please. Aceasta este nuanța pe care o am. Este un nude roze foarte, foarte frumos. Sunt dată și acum cu el, dar cred că lumina aceasta nu se vede extraordinar de bine. Am tot mutat camera. Este un blush super pigmentat care se aplică foarte frumos pe ten. Îmi place să-l aplic de cel mai multe ori cu o pensulă, dar nu am aici pensulele. Îmi place să aplic cu o pensulă sau îl aplic și cu burețelul de machiaj. Rezistă foarte bine, nu împrăștie fondul de ten, adică am mai avut blush-uri cremă la un moment dat în care atunci când le aplicam se ducea și fondul de ten, era o araba bură pe fața mea, dar nu este cazul acestuia. Rezistă de dimineață până seara, de obicei cum mă machiez super de dimineață și mă demachiez după 12 ore, cam așa. După ce culc micuța, atunci mă demachiez și ține super bine pe față și l-am folosit super, super mult. Îmi place la nebunie blush-ul, cum arată, cum se aplică, cât de rapid îl aplici, mai ales că dimineața când sunt cu micuța nu am tot timpul mult timp la dispoziție să mă machiez și îmi trebuie ceva produse care se aplică cât mai repede. Și aplic repede un fond de ten cu pensula, vin cu acesta imediat repede, o pudră. Dacă am chef, îmi pun și niște bronzer sau ceva, contur, dar încerc să aleg produse care se aplică cât mai repede și să arate foarte, foarte bine. Îmi place look-ul acesta natural și totuși, nu știu, strălucitor în același timp, să arate tenul cât mai luminos, cât mai sănătos și de aceea iubesc această variantă. Acest produs chiar este foarte, foarte mișto și din categoria iluminator am acest iluminator de ceva vreme de la Rare Beauty. Încerc să-l țin așa. Nu-l întorc pentru că, din păcate, l-am scăpat pe jos și l-am spart. Problema cu aceste iluminatoare și produse de la Rare Beauty în varianta aceasta pudră sunt foarte sensibile, dar eu nu am știut asta la început. Sunt extrem de sensibile, chiar și dacă îl scapi, nu știu, puțin așa, imediat se crapă. Al meu este crăpat și este crăpat bine, dar vă dați seama, încerc să îl păzesc cât de mult pot, să-l pun în aceeași poziție, să nu-l mișc foarte mult ca să pot să mă bucur de tot produsul care este înăuntru. Nu vreau să-l prăpădesc, nu vreau să rămân fără el, pentru că în primul rând îmi place la nebunie și în al doilea rând nu vreau să-l risipesc, clar. Dar este cel mai frumos iluminator pe care l-am avut vreodată pe mână. În primul rând că chiar dacă este el pudră, nu știu, parcă este pudră cremă, așa, este o pudră atât de fină, care se aplică atât de frumos și sunt niște iluminatoare destul de puternice, adică dacă vrei să ai puțin iluminator pe față, trebuie să aplici foarte, foarte puțin, să scuturi pensula aia bine, dar mie îmi place să mă dau, efectiv, să mă dau, să strălucesc toată, să mă văd din avion. La capitolul iluminator nu prea sunt pe natural, îmi place să strălucească, avându-te destul de uscat și seara că nu prea e luminos deloc. Îmi place să aplic pe față cel puțin chestii strălucitoare, să se vadă tenul cât mai luminos, cât mai frumos. Iubesc iluminatorul, cred că îl aplic în fiecare zi, indiferent că mă grăbesc sau nu, nu ezit să aplic un iluminator. Și acesta chiar este o variantă foarte, foarte bună. Într-adevăr, am și varianta lichidă de la Rare Beauty, îmi place. Pe acesta îl aplic în zilele în care pur și simplu mă grăbesc și nu am timp de nimic. Îl aplic imediat pe asta, se întinde foarte repede. Este o variantă bună, dar nu este la fel de mișto pe cât este cel pudră, micuțul aici de față. Am să încerc să-l păzesc pe cât de mult se poate să nu cumva să mai pățească ceva. Dacă tot veni vorba de lucruri strălucitoare, vreau să vă arăt aici pudra pe care mi-am luat-o de curând, mă rog, de curând, cred că are o lună săraca. De la Laura Mercier este varianta de pudră Translucent Loose, dar este varianta Light Catcher. Am și varianta normală. Această pudră a fost, sincer să fiu, cea mai folosită pudră de mine. Am cumpărat-o de nenumărate ori și mai am acum varianta mică. Vreau să termin și pe aceasta și apoi vreau să cumpăr pudra de la Huda Beauty. Vreau de multă vreme să o cumpăr, dar nu prea o găsesc în stoc. Fix când vreau să o cumpăr, nu este în stoc. La fel a fost și acum. Nu era în stoc cea de la Huda Beauty și am zis, hai să o cumpăr pe aceasta, cu toate că nu este o pudră, sincer să fiu, nu o poți folosi pe toată fața. Sau, mă rog, o poți folosi, dar depinde cu ce o aplici. Eu am niște bureței din aceea de pudră, în formă de triunghi, sunt la baie acum să-i spăl, care aplic sub ochi pudra ca să setez bine corectorul. Am încercat să aplic această pudră cu acei bureței și efectiv zici că mă dădusem cu iluminator sub ochi, adică era foarte puternic. Dacă aplic această pudră cu o pensulă și o mai și scutur,
da așa, nu știu, o strălucire oarecare. Este mai mult o pudră iluminator, doi într-unul. Mie cum îmi place să am față destul de strălucitoare, îmi place această pudră, îmi place foarte mult această pudră, mai ales când o aplic pe zona aceasta, dă o strălucire aparte. Dar v-am zis, trebuie aplicată cu grijă și trebuie aplicată cu o pensulă. Dacă luați mult pe pensulă și așa și nu o scuturați, o să fie efectiv de parcă v-ați dat cu iluminator pe toată fața. Dar eu încerc să o aplic în cantități destul de mici ca să dea acel glow și totuși să seteze un pic fondul de ten. Mie îmi place, sincer să fiu, dar aveți, nu este cea mai wow pudră, nu este cea mai ideală pudră, mai ales pentru persoanele care au tenul gras, nu cred că o să fie un produs extraordinar. Tot o să pun mâna pe acea pudră de la Huda Beauty, dar până atunci o am și pe aceasta. Chiar dacă o am și pe cea de la Huda Beauty, tot cred că aș folosi-o și pe aceasta, pentru că îmi place cum dă strălucire tenului. Văd că este o temă în acest clip, cea de strălucire. Vreau să mai arăt la capitolul machiaj aceste două rujuri și am terminat cu capitolul acesta. Am descoperit de curând aceste rujuri, sincer să fiu. Trebuie să-mi dau comandă de, nu mai știu ce voiam să-mi dau comandă pe Look Fantastic, acum o lună, cred. Și mai trebuie să pun acolo ceva în coș ca să pot să am transportul gratuit. Hai să încerc și eu aceste rujuri, pentru că sunt de ceva vreme pe piață și multe lume le laudă, așa că hai să încerc și eu unul. De ce nu? Sunt rujurile de la Maybelline. Mă rog, rujuri, glossuri, 2 într-unul. Se numesc Super Stay Vinyl Ink. Eu am varianta 20 Koi și varianta 35 Cheeky. Un roz și un nude. M-am îndrăgostit din start. De când am... Acesta a fost primul pe care l-am cumpărat. Mi se pare că seamănă foarte mult... Cum se numeau acele rujuri? Super Stay, tot de la Maybelline. Am fost obsedată de acele rujuri la momentul respectiv. Super Stay Matte Ink Long Lasting. Ok. Deci am fost nebunită după aceste rujuri, în special după nuanța 15 Lover. O să vă las aici o poză, că poate vă amintiți și voi la momentul respectiv. Dacă mă urmăriți pe canalul vechi, cu siguranță știți că am vorbit despre aceste rujuri în nenumărate clipuri. Treaba stă în felul următor. Mi se pare că seamănă super mult aceste rujuri vinil cu cele Super Stay Matte Ink. Rezistă de dimineață până seara, deci când le aplic pe acestea nu mai trebuie să le aplic încă o dată, sub nicio formă. Sunt un pic mai glossy față de cele Matte Ink, dar acestea pur și simplu nu le simți pe buze. După o zi în care purtam de dimineață până seara rujul acesta, îmi simțeam buzele, efectiv mi se strângeau așa și erau atâta de uscate, pentru că acesta e o variantă destul de puternică și foarte mată, care îți face buzele să se strângă, pur și simplu să se usuce. În schimb, nu este cazul acestora, deci ai tot ce vrei de la rujul acesta, plus că nu-ți usucă buzele în halul în care usucă acestea. După o zi de purtare, dimineața până seara, v-am zis, eu aplic dimineața rujul și, mă rog, în cazul în care nu se ia de pe buze, nu-l mai reaplic. Nu îmi simt buzele deloc uscate. Nu îmi simt buzele care niște stafide. După aceea le folosesc pe acestea. Nu știu, mi se par absolut minunate aceste rujuri și nu știu de ce nu le-am încercat mai devreme. Aș vrea să-mi cumpăr și varianta roșie, pentru că îmi plac și rujurile roșii, cu toate că în ultima vreme nu prea am purtat. Poate să-mi cumpăr roșii spre toamnă așa, că vara nu prea port rujuri roșii, dar cred că asta e cea mai bună variantă, în orice caz. Clar mai vreau să-mi cumpăr o nuanță, dar momentan sunt mai mult decât fericită cu acestea două. Într-adevăr, nu le-am pe buze acum pe niciunul, am cu totul alt ruj, dar mi se par niște rujuri foarte, foarte frumoase și foarte potrivite pentru primăvară-vară. Vreau să vă arăt două parfumuri foarte, foarte rapid, pentru că de unul cel puțin v-am vorbit de nenumărate ori în ultimele clipuri, și anume acesta. De la Versace este Bright Crystal Absolute. Este parfumul meu favorit pentru primăvară. Nu există alt parfum care să-mi placă mai mult decât acesta, cel puțin pentru primăvară. Este primăvara întruchipată. Este foarte mișto și varianta normală, Bright Crystal normal, dar acesta este un pic mai intens și rezistă un pic mai mult față de varianta normală. Cred că vreau să îl termin în această primăvară, mai am foarte puțin din el și am să-l recumpăr cu siguranță primăvara următoare. Și am pe listă și varianta galbenă și varianta aceea neagră. Îmi plac toate trei la fel de mult. Nu știu ce este cu această colecție de mă nebunește în halul ăsta. Știu ce este cu această colecție de mă nebunește, și anume are bujor în primul și în primul rând acesta. Deci acesta are bujor și toate trei, din câte mi-am amintesc, au mosc. Da. Moscul și ambra îmi plac foarte, foarte mult în parfumuri. Și varianta aceasta neagră, Crystal Noir, că uitați cum se numește. Și Crystal Noir are mosc și ambră și la fel și Yellow Diamond. Deci toate trei au
Și combinația aceasta pe mine mă înnebunește. Absolut genial acest produs, deci îl iubesc. Dacă vreți un parfum pentru primăvară, știu că mai este un pic cam târziu, sinceră să fiu, dar salvați acest clip pentru la anul, când începe primăvara și cumpărați acest parfum neapărat. Deci are bujor, are lotus, are zmeură, are niște note de apă, magnolie, deci magnolie. Te gândești la magnolie și te gândești la primăvară. Nu există, efectiv nu există. Este minunat, absolut minunat. O să trag de el să-l folosesc acum cât mai este din luna mai și apoi o să mi iau la revedere până la anul de la el. Și mai avem aici Light Blue. Am varianta Light Blue Love is Love. Am văzut că sunt foarte multe ediții ale acestui parfum. Sincer să fiu, când l-am primit nu prea mi-a plăcut pentru că este destul de fresh, dar totuși este și dulce în același timp. Inițial când l-am mirosit, simțeam mai mult fresh, dar când îl aplic pe corp, miroase dulce. Și are un miros foarte, foarte frumos, dulce, fructat, așa, cu niște vanilie. Are note de lămâie, are note de măr, înghețată, zmeură, iasomie. Și din nou, acest parfum, nu știam de ce îmi place totuși aplicat pe corp, pe mine. Îmi place pentru că are mosc și ambră din nou, nu știu, pentru mine combinația asta mi se potrivește foarte mult. Și îmi place, caut asta în multe parfumuri, nu toate au, clar. Acest parfum mi se pare o variantă foarte bună pentru primăvară, târzie, vară. Este un parfum destul de light, îmi zice și numele, Light Blue, dar ce nu-mi place este că nu rezistă. Nu rezistă și este un parfum destul de mare ca să-l car cu mine peste tot, dar chiar și așa, l-am folosit destul de mult în ultimele săptămâni și cu siguranță o să fie un parfum folosit destul de mult în această vară. Este destul de potrivit pentru zilele călduroase, mă rog, nu știu cât o să fie cazul în Anglia, dar când o să avem și noi zile din acelea mai călduroase, așa, o să-l folosesc cu siguranță pe acesta. Ok. Deci, încep să vorbesc din ce în ce mai încet, pentru că începe să mi se ducă vocea. Vreau să vă arăt și două ceaiuri. Aia stați așa să caut eu pe Google, să văd dacă se găsesc în România. Ideea este că se găsesc aceste game și în România, dar nu le găsesc pe acestea online. S-ar putea să fie prin magazine, nu știu, eu vi le arăt. Îmi plac la nebunie. De mulți ani sunt fan ceaiuri, într-adevăr. În ultimele luni, în ultimul an, așa, am fost mai obsedată de cafea decât de ceaiuri, dar am băut și destul de mult ceai. Nu la fel de mult pe cât beam înainte, dar am băut. Și ceaiurile pe care le-am descoperit în ultima vreme și îmi plac super mult sunt acestea două. Acestea două și am aici varianta care îmi place cel mai și cel mai mult, este varianta Super Blend, varianta Digest. Nu l-am luat pentru digestie neapărat, l-am luat pentru că îmi place ce ingrediente are. Mă rog, eu aici în cutia aceasta am mai multe variante pentru că le-am tot folosit și nu vreau să țin toate cutiile. Pun ce pliculețe mai am într-o anumită cutie. Am testat multe arome din varianta aceasta Super Blend, am testat și Sleep și Detox și acesta este bun. Și îmi place mai mult slip-ul acesta, care are spiced apple, vanilie și mușețel. Și acesta este bun. Cel Glow, care este cu căpșuni, castravete, ceai verde și aloe vera. Și acesta este super, super bun. Dar varianta Digest îmi place cel mai mult. Este cu mentă, măr, roibos și acest baobab. Mentă, măr și roibos. Îmi place mult roibosul în ceaiuri, deci este... delicios, delicios. Și într-adevăr este bun și la digestie. Dacă beau seară de seară acest ceai, nu mă mai simt barnată absolut deloc. Deci este ceva minunat. Își face efectul. Ce promite aici, își face efectul. Dar mie îmi place mult gustul. Și mai am aici, această variantă a apărut destul de curând, din câte am văzut prin magazine, se numește Soulful Blends. Amestec de suflet, amestec pentru suflet, ca să-i zicem așa, să traduc și eu mot a mot, amestec pentru suflet și am aici varianta Reset, care are piersică, orange blossom și cu, cum se cheamă în netel, că tot timpul uit, urzică. Nu mă așteptam să-mi placă urzica în ceaiuri, dar aparent multe ceaiuri care îmi plac au și urzică în combinația lor acolo. Deci îmi place și mirosul acestui ceai pentru că are așa o combinație super, super puternică de piersică cu flori de portocal. Este ceva demențial acest ceai și îmi place și la gust. Am observat că îmi place super mult piersica în ceaiuri. Am descoperit, cred că iarna aceasta, că
am mai avut ceva ceruri care aveau piersică în ingrediente și mi-a plăcut super mult, adică am terminat imediat acel ceai și când am văzut acest ceai în magazin, am zis hai mai să-l încerc și eu. Ultima recomandare pe care o am să vă fac este de serial, cu toate că este un pic la ghici să vă fac această recomandare, pentru că serialul se presupune că o să apară în aceeași zi cu clipul meu, vreau să postez clipul ca de obicei joia și în această joi apare, da, scuzați ca omul care scârție, în această joi apare noul sezon din Bridgerton și aceasta este recomandarea mea. Eu am multă speranță că o să fie mișto. Mi-au plăcut primele două sezoane la nebunie, în special al doilea sezon, mi-a plăcut super, super mult și am încredere că o să fie și acesta bombă, o să fie absolut minunat. La mine, probabil nu o să vedeți acest clip în ziua în care apare, pentru că toată lumea o să fie pe Bridgerton. Acum să vedem. Și eu o să fiu la fel. Cum apare, am să fiu călare pe serial. Haideți să ne uităm împreună și apoi să venim să comentăm părerea despre acest serial. Sunt tare curioasă dacă o place. Cu siguranță am să revin cu opinia mea în următorul vlog. Aș vrea să filmez și ceva pentru duminică, dar să vedem. Să vedem cum o să decurg această săptămână, pentru că o să fie cu siguranță haotică, cel puțin aici în capul meu. Cam atât pentru astăzi. Spuneți-mi, oameni dragi, dacă ați încercat ceva din aceste produse sau dacă vă tentează ceva din ce v-am recomandat eu aici. Aștept cu mare drag și recomandările voastre. Dacă aveți ceva care v-a plăcut super mult în această primăvară, vi le aștept cu mare, mare drag în comentarii. Sper că v-a plăcut acest clip. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum și mai vreți să vedeți și alte clipuri făcute de mine. Aștept cu mare drag și pe Instagram. Vă las aici username-ul. Cam atât pentru astăzi. Vă pup și ne vedem data viitoare cu un clip nou.